Salutare, Blecă și Blecărețe, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi o să discutăm despre AI în general și despre Command Block. Bun, Command Block-ul este făcut, am văzut dacă se poate folosi pe server întrebări. El este făcut pentru servere, că se poate da și pe single player, se poate face comenzi cu el pe single player, e altă chestie. Dar în principal este făcut pentru server și comenzile toate care le are mai mult special pentru server. Cum se dă? Scrieți pur și simplu în chat, cum scrie acolo, give, numele și ăla. Deci în chat ar veni cam așa la mine, ca să-mi dea unul. Și vedeți, mi-a dat. Bun, deci cam asta e cu command block-ul. În el puteți să faceți o grămadă de comenzi, de exemplu, unde underline p va lua ca țintă cel mai apropiat pe player, la unde e underline aron, pardon, sau underline, ce naiba e aron, r, va lua un player la întâmplare. Cui va da ceva sau va face asupra lui o comandă. Și AU, underline A, e toți playerii. Bun. Păi, astăzi o să discutăm despre ăsta care setează timpul. Dar eu l-am modificat puțin să seteze și timpul, să-mi dea și un comment block odată la 10 minute. Păi, ăla se face foarte simplu, adică facem o floare. O fel de floare, așa. Perfect. Aici un pleasure plate. O torță legată de pleasure plate. Așa. Bun, și acum pac așa. Iar de aici, bun, dați unul mai așa. Nu, iar aici se poate face chiar așa foarte simplu, dar ce am făcut eu aici, nu știu. Uitați așa. Vedeți? Bun, acum asta ce va face? Odată la 5 minute, stați să apăs pe ăsta, așa, și odată la 5, acesta este un ceas care numără 5 minute, deci asta durează 5 minute, peste 5 minute va trimite un impuls de reston care va reseta și va, așa, ca să-l faceți mai mult, mai adăugați așa, așa, aici un de asta, încă una, exact la fel, bine, torța asta de aici să fie, un de asta, un de asta. Și iată, acum este de 10 minute. Bun. Și asta aici. Acum ce se va întâmpla? Odată la 10 minute va trimite un semnal la command block-ul ăsta. Ce vom face acum? Bun. Să încă ceva. Deci asta să o scoateți de aici. Iar din asta de aici veți duce și la ăsta de aici. Vedeți cum faceți pe dedesubt? Eu am făcut ceva de genul, dacă mai mi-amintesc. Am spart așa, am pus aici, așa, parcă așa am pus eu, perfect, pac, așa, nu mai mi-am amintit exact, parcă așa, pac, în fine, ceva de genul. Da, și acum când se aprinde va trimite un semnal. Exact așa am făcut. Iar comment blocul l-am pus undeva aici, cred că e bine. Ups. Bun, și acum ce trebuie să setați în comment block ca să vă seteze timpul. Bun, descrieți așa, time set, de exemplu 4, să seteze timpul pe 4. Bun, acum ce se va întâmpla? Când se va lua asta, se va executa comanda time set 4, uitați în chat. Și ăsta o va lua de la început, va trage așa, va duce 5 minute, va trage ăsta iară, se va duce, iară va seta timpul. Ca să-l faceți de 15 minute, este foarte simplu. Ăsta nu încurcă nimic aici, bine. Este foarte simplu, mai adăugați o de asta aici în față. Așa. Dar nu prea văd de ce ați putea de 15 minute, în fine. Mai adăugați iar aici un de asta. Niște reston. Un pleasure plate, o de asta, bun, acum aveți grijă ca din asta să se ia energia, așa, perfect, și gata, asta e de 15 minute. Când îți pare, se va seta și va lua 15 minute, o dată aici 5, o dată aici 5 și o dată aici 5 și se va seta timpul. Deci cam asta a fost pentru astăzi, la revedere, Black și Blackerițe, pa, pa!